Da, așa este. Credem că e un moment extraordinar pentru a organiza un eveniment caritabil. Și este poate cel mai potrivit subiect al unui eveniment caritabil, acela al oamenilor aflați în suferință. Pentru că e săptămâna patimilor și da, există semeni ai noștri care chiar trăiesc o săptămână a patimilor la propriu în paturile de spital. Că nu există necaz mai mare decât boala, suferința și moartea. Și trebuie spus că numai în Spitalul Județean de Timișoara, peste 1000 de oameni își petrec săptămâna mare și Paștile într-un pat de spital. Iar dintre aceștia, 50 sunt într-o stare foarte gravă, între viață și moarte, realmente, în secția de anestezie terapie intensivă. Considerăm, deci, că este extrem de potrivit să sensibilizăm oamenii și numărul foarte mare de spectatori se poate explica și prin spiritul acestor sărbători, care fără îndoială a contribuit la a-i motiva să vină și să contribuie, să ajute. Așa cum am spus pe pagina de Facebook, dacă cineva v-ar spune că venind la un spectacol superb veți putea ajuta în modul direct la salvarea unei vieți omenești, ce ați răspunde? Dacă răspunsul dumneavoastră este da, veniți la Filarmonică miercuri la ora 7. Și iată că ei au venit. Și câștigul dincolo de banii care se vor strânge este unul mai complex, mai vast. Este sensibilizarea societății noastre la această zonă a frontului, a spitalului, unde se luptă pentru învingerea suferinței și a morții în timp de pace. Și trebuie ajutată această zonă a frontului, așa cum o facem și în timp de război. Și doi, este o nobilare a sufletului omenesc, o utilizare a potențialului uman care există la poporul român, solidaritatea, dar din păcate nu e întotdeauna utilizat la capacitatea sa. Și cred că oamenii care fac acest lucru își fac și lor un mare bine. Am spus-o și în deschidere. Atunci când ajuți dezinteresat un semen necunoscut, e cea mai bună investiție din viața ta. Pentru că ea se va întoarce multiplicat asupra ta într-un modul pe care tu nu le poți anticipa. Deci cred că este un eveniment deosebit pentru societatea timișoreană și amploarea lui îl transformă într-adevăr într-un eveniment, nu doar un simplu concert. Hallelujah. scos și întors pe spate. Îl întoarcem pe spate, pentru că doar așa se poate face primul ajutor. Și îl întreabă, ce faci? Dacă el nu răspunde, se privește cutia toracică și abdomenul. Dacă el respiră, evident bine, dar n-a răspuns, înseamnă o parte, pentru că fiind inconștient, altfel există riscul să vomite și să aspire în plămâni. Se întoarce în așa numita poziție de siguranță, în caz că vomită, va vomita în afară, și în momentul ăsta se sună la 112, se dau datele. Urgent, linie verticală și una orizontală, acolo unde crede el că e jumate, acolo este sigur bine, pune podul palmei pe torace în jumătatea lui, coatele, după cum vedeți, trebuie drepte, de aceea salvatorul stă în genunchi. Dacă pacientul e pe masă, sigur nu e nevoie.